Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a promovării electorale Bătălia pentru România. Invitatul meu din această seară este domnul Richard Vicențiu Radu, candidat PMP pentru Senat. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, sărut mâna, mulțumesc de invitație! Care este stadiul pregătirilor filialei pe care o reprezentați, dar și a partidului la modul general, pentru alegerile din 11 decembrie? Partidul este pregătit prin oamenii pe care îi are, oameni cu experiență și oameni implicați. În rest, noi suntem în teritoriu, în fiecare zi, discutăm cu cetățenii, le aflăm problemele, încercăm să găsim soluții și suntem un partid care își dorește, dincolo de liniile directoare ale programului său politic, își dorește să nu aplice un șablon de program politic, ci să-i asculte pe cetățenii astfel încât să vine în întâmpinarea nevoilor lor și constatăm diverse vin oamenii nevoie. La astfel de întâlniri pentru că sunt semnalate tot felul de situații în care cetățenilor le este teamă să se afișeze alături de un candidat de o altă culoare decât cea a primarului, pentru că știți, au nevoie de anumite adeverințe, au nevoie de anumite beneficii din partea primăriei și atunci se tem. Merg eu către dumnealor, către cetățeni, le întind mâna, sunt eu însumi și oamenii apreciază sinceritatea și un dialog deschis. Nu le fac promisiuni, deșarte, îi ascult și constat că deja se deschid, își doresc să povestească cu cineva. Privind către o generație mai tânără, consideră că le sunt ascultate păsurile. Oamenii au înțeles care este rolul parlamentarului pentru că de foarte multe ori se confundă cu un administrator local și au impresia că, așa cum mai discutam, poate rezolva obiective edilitare sau realizarea unor obiective edilitare, mai puțin aduc ei în discuție latura aceasta legislativă și rolul pe care trebuie să-l aibă în Parlament. Nu, aveți dreptate. Oamenii au nevoie de bani mai mulți, au nevoie de drumuri mai bune, de locuri de muncă. Își doresc întreținerea la bloc să fie mai scăzută, dar privesc către tânărul politician care este implicat și în interiorul formațiunii politice și formează o echipă cu ceilalți colegi, colegi care unii sunt în administrația locală, alții în administrația centrală, alții în legislativul Parlamentului și atunci consideră că nevoia lor le transmisă mai departe. Și a găsit PMP segmentul de electorat căruia să-i se adreseze, pentru că e o teorie potrivit căreia PSD are un anumit tip de electorat, mai mult masat spre zona rurală, PNL-ul se duce mai mult spre zonele urbane, cu un profil al intelectualului care ar fi votantul Partidului Național Liberal. Care este profilul alegătorului PMP, să zicem? Eu, Richard Radu, mă identific cu programul PMP și îl transmit mai departe cetățeanului. Cetățean, oricare ar fi el, că face parte din generația tânără, unde eu vreau să creez locuri de muncă, făcând presiune pe guvernanții actuali și pe cei viitori. Cred că am mesaje pentru fiecare categorie socială, fie că vorbim de intelectuali, fie că vorbim de muncitori sau de seniorii noștri. E un partid de lider, PMP? Este un partid cu oameni care au experiență, de la președintele partidului, Traian Băsescu, până la oameni ca mine, care știu și un pic de politică, dar în mod special au activat în mediul privat, au și o experiență internațională și atunci viziunea este largă, deschisă și cu soluții. Putem în rândurile punctua. PMP se găsește nucleul dur al simpatizanților lui Traian Băsescu sau sunt cei care își doresc un tip de politică diferit față de cel făcut de PNL, față de cel făcut de PSD sau de alte formațiuni politice, ALDE sau mai știu eu? Își doresc o țară puternică, cu o natalitate ridicată, o Românie mare, un patriotism nu
greșit înțeles, dar măcar să conservăm valorile culturale, religioase, chiar credeți economice. Credeți că se merge atât de departe cu viziunea la long? Da, se merge pentru că avem o influență nefastă și susținută a unor ONG-uri care și-au făcut chiar partid, pozează în... Dar întotdeauna au fost aceste ONG-uri. Nu știu dacă la fel de vocale și de eficiente ca acum. De data asta ne-au păcălit și mă uit pe unele sondaje, știu ce s-a întâmplat la localele în București. Nu cred că așa zisul USR finanțat din afară este o soluție. Nu cred că un guvern tehnocrat cu un premier păcălici venit de la Bruxelles și care susține interesele europenilor și nu pe ale românilor e ceea ce își doresc românii. Și atunci, da, categoric, mesajul PMP este către românii de bună credință, care nu se lasă păcăliți de corporații și de interesele celor de afară. Nu este riscant pentru PMP să aibă un discurs care să-l izoleze cumva pe scena politică, pentru că nu pare să fie de acord nici cu ceea ce se întâmplă acum la nivel de decizii în PNL, cu atât mai puțin în PSD, care sunt adversarii tradiționali, nici pe departe cu ALDE, va avea propriul culoar pe care va alerga PMP? Sau vor fi și niște înțelegeri punctuale de campanie cu anumite formațiuni politice? Vom face echipă cu cei care cred în proiecte de dezvoltare economică și de creare de locuri de muncă. Ne dorim foarte tare să creștem salarii, să avem o masă de impozitare mai largă, și dar în același timp mai scăzută. Vrem dezvoltare, dorim să protejăm capitalul autohton, iar banii din buget să meargă foarte mult spre investiții și nu spre consum. E o atitudine sănătoasă, o economie de piață, un capitalism modern care poate să aducă progres atât județului Dâmbovița, cât întregii țări. Nu vorbiți în termeni laudativi la adresa guvernului Cioloș, deși se manifestă, măcar la nivel de dorință, pe partea dreaptă a eșichierului politic. Cam acolo unde dorește să se plaseze și PMP, pentru că spuneți că vreți să încurajați inițiativa și că investițiile sunt un obiectiv prioritar. Vă incomodează prezența domnului Dacian Cioloș alături de PNL? Este în defavoarea dumneavoastră sau în avantajul dumneavoastră? Eu vorbesc în nume personal și călătorind și studiind și lucrând în afara țării, chiar și peste ocean, am înțeles că acel gentleman agreement înseamnă foarte mult. Nu mai găsim oameni care să își respecte cuvântul dat, iar eu am înțeles de la Cioloș acum un an de zile că nu se va implica în politică și nu m-ar fi deranjat să se implice în politică, dar să facă politica națională și nu politica Uniunii Europene a celor de la Bruxelles care îl păpușează. Mă deranjează foarte tare că s-a aliat cu Partidul Național Liberal și au contestat la Curtea Constituțională legea care fusese aprobată de Parlament. Parlamentarii PMP o votaseră, o susținuseră printr-un vot pozitiv, aceea de a crește salariile celor din educație și celor din sănătate. Iar acum ei vin cu un proiect de lege. Dacă vor câștiga, vor introduce un proiect de lege prin care să crească respectivele salarii și pensii, și salarii în aceste educație două domenii, în sănătate. Educație și sănătate. Ipocrizia aceasta, ca și factură umană, mă deranjează. Electoratul de dreapta este mai pretențios, el trebuie recâștigat continuu și perpetu. Nu-l poți să îl păcălești ușor. Dincolo nu de... că celălalt ar fi păcălibil, dar este un electorat care este informat. Dincolo de acest element punctual pe care spuneți că îl reproșați, PNL mai ales, ce credeți că ar fi trebuit să facă și n-a făcut acest guvern? Sau ce credeți că ar fi trebuit să facă și n-a făcut Partidul Național Liberal ca principal susținător al guvernului? O politică
de o poziție constructivă, să fi venit cu planuri de redresare economică, a susținut un guvern Cioloș care a rămas cu bani în buget, se încheie anul exercițiul bugetar și nu avem bani cheltuiți, nu s-a mers către investiții, nu s-au creat locuri de muncă. Și vorbesc aici de Dâmbovița, n-am văzut în o inițiativă a Partidului Național Liberal care să, nu știu, să lărgească drumul ăsta până la București, să înleznim în traficul, astfel încât să vină investitorii și să își poată permite, fără să piardă timp sau să se accidenteze pe un drum precar, să investească în județul Dâmbovița, să creeze locuri de muncă. Nu am văzut așa ceva. Să continuăm cu aceeași, în aceeași logică un alt ciclu legislativ, nu consider că este sănătos. Eu înțeleg logica celor care se poziționează pe șicherul politic în partea stângă, care se îngrijesc mai mult de partea socială. Protecție socială, da. Lucru care nu trebuie neglijat. Tocmai de aceea am mers și noi și am votat o creștere a salariilor. Știind că există bani în buget, că impactul financiar pe buget este unul care suportă o astfel de majorare, dar pe de altă parte suntem atenți că vom avea de unde să luăm sursele bugetare respective. Spuneați dumneavoastră că actualul guvern ar primi anumite directive, nu neapărat de la București, ci chiar de la Bruxelles. Credeți că ceea ce se întâmplă sau nu se întâmplă ar fi din acest motiv? Știu că se întâmplă lucrurile astea. Le-am simțit în București, se simt și în Dâmbovița, se simt în fiecare județ. Influențele celor corporatiste și a unei elite care țin foarte tare de un anume sistem nu ne reprezintă. Noi suntem, facem politica cetățeanului. Eu nu aș negocia niciodată interesele concetățenilor mei cu cei care au interese corporatiste. Chiar și dacă s-ar ajunge la concluzia că, nu știu, gruparea din care ați putea face parte la un moment dat ca parlamentar ar avea de câștigat, nu neapărat bani, așa, interese ar putea fi realizate pe termen lung și nu neapărat materiale. Chiar dacă ar fi astfel de oportunități, ați renunța la o negociere în detrimentul intereselor, să le zicem, naționale? Nu, doamna, niciodată. Eu, Richard Radu, candidat la Senat din partea Mișcării Populare, niciodată nu o să negociez cu nimeni și nu o să accept ca o altă influență din afară să lucreze în detrimentul cetățenilor pe care îi reprezint, care îmi dau vot. Exact, se dă la Bruxelles, pentru că facem parte din Uniunea Europeană și trebuie să ne supunem reglementărilor care pornesc de acolo. Iar votul se dă în Parlamentul României, un vot pe care noi îl vom cenzura de fiecare dată când legi care vor contraveni intereselor naționale vor fi propuse. S-ar putea face lucruri concrete pentru românii care și-ar dori fie o mică inițiativă, fie măsuri reale de protecție și nu de încurajare a nemuncii, care și-ar dori să trăiască într-o țară care să știe ce înseamnă rezerve naturale păstrate pentru nevoile proprii, care știe ce înseamnă o măsură de strategie. Se pot face lucrurile astea sau întotdeauna ne uităm în stânga, în dreapta, vedem dacă vecinii, partenerii sunt de acord, dacă primim ok-ul? O țară bogată este o țară care reușește să-și conserve resursele naturale pe o perioadă cât mai lungă de timp. Iar guvernul acesta și au mai fost perioade în care guvernele României au cedat prea ușor resursele noastre, iar astăzi străinii ne exploatează resursele naturale, dându-ne înapoi o redevență de sub 10%, ceea ce este îngrijorător. Dar cum s-a ajuns aici?
Pentru că la nivel de dorințe, de obiective, toți spun, noi ținem cu producătorii noștri, noi ținem cu interesul național, ne dorim să ne dezvoltăm frumos la noi acasă, dar iată că odată ajunși la putere, parcă tot interesul internațional este mai interesant. Au fost votați oameni mărunți, politicieni de joasă amvergură, care nu au făcut mai nimic. Nu pot să spun nimic, dar mă uit în Dâmbovița. De ce nu avem pentru zona agricolă depozite? De ce nu avem asociații? De ce nu le reprezintă nimeni interesele? De ce nu avem piețe pare de desfacere? Pare foarte simplu să Domne, se întâmple toate astea. Este extrem de banal să faci într-un an de zile rezolvăm absolut tot. De calitate și gustoase, chiar renumite sunt. Vedem care este prețul produselor, așa zis, organice sau mai mult sau mai puțin organice, bio, de pe rafturile supermarketurilor. De ce nu avem puncte de desfacere cât mai dese? Ați vorbit cu oamenii de acolo, i-ați întrebat de ce nu s-a întâmplat niciodată să se ia taurul de pentru că de nimeni nu-i ascultă. Să... Am vorbit, îi știu pe nume, am coordonatele lor de contact, încerc să îi ajut la nivelul administrațiilor. Nu sunteți primul care vorbește despre astfel de realizări care nici măcar nu sunt foarte greu de dus la capăt. E pentru prima dată când vorbesc eu și cred că în anul viitor voi reuși fie din poziția de parlamentar, fie ca un simplu cetățean care are o deschidere și pe suflet să rezolve aceste probleme, va merge și va bate la ușa ministerului și va rezolva această problemă. E simplu. Va fi mai dificil cu banii pentru infrastructură, pentru niște drumuri mai bune și mai largi. Dar și pentru asta avem soluții și împreună cu dumneavoastră oameni din presă vom pune presiune pe guvernare. Unde credeți că se oprește filmul, ca să zic așa, unde se rupe lanțul demersurilor? Mă gândesc că un parlamentar bine intenționat dorește să realizeze pentru județul lui sau să contribuie la realizarea unor obiective și merge mai departe la instituțiile care ar trebui să continue acest lanț. Acolo s-ar putea să audă un răspuns neoficial de genul, da, mi-a cerut și vecinul noastră de la Argeș și trebuie să mergem acolo. Dau ca exemplu, s-ar putea să nu se întâmple tocmai la Argeș, dar s-ar putea să întâmple. Ce este mai important în acel moment? Să fii un om de forță care știe să bată cu pumnul în masă sau să aducă cele mai importante argumente pentru realizarea acelor obiective? Nu știu dacă un om de forță ajută în vreun fel. Personal mă caracterizează dialogul și găsirea soluțiilor. Știu însă că nu a existat un concept de țară și niște proiecte multianuale astfel încât nu contează de la ce formațiune de toți, politică cumva, provii. Da, agreată de un spectru cât mai larg, de o majoritate cât mai largă, astfel încât dacă am început să fac, nu știu, un depozit în mandatul meu și nu l-am terminat, să nu-mi fie sistat pentru că nu mai este formațiunea mea implicată. Și vine cineva de la un alt județ care are, știu eu, trecere mai mare pe lângă Nu a existat o cultură politică, nu a existat un interes, iar oamenii nu au o calitate morală și etică, politicienii care au fost votați până acum, astfel încât să ducă mai departe proiectele astea sau chiar să le înceapă, pentru că nu au fost începute. Eu vorbesc de nordul județului, vorbesc de Pucioasa, unde oamenii aceia nu au apă potabilă. Este inadmisibil, strigător la cer, să trăiești la munte să nu ai apă potabilă când ai atâtea S-au făcut curiații. Demersuri. S-au făcut demersuri pentru adopțiune și sunt 6-7 ani complicat. Și nu s-a întâmplat. Este complicat. Cum vă explicați că suntem țara cu o infrastructură discutabilă, că n-aș vrea să găsesc alt adjectiv. Nu a existat interes. Mi s-a spus și de afară, lăsați voi să fiți o piață de desfacere, produsele le facem noi și voi le consumați. Același lucru s-a întâmplat și cu noua fabrică
inaugurată la Ghimbav de elicoptere. Adică noi facem elicopterele și francezii ne spun să le cumpărăm tot noi. Nu mi se pare un parteneriat sănătos. Nu e prea târziu să ne trezim și să realizăm că trebuie să redevenim stăpâni pe ceea ce niciodată avem ca potențial uman și ca resurse naturale? Niciodată nu este prea târziu. Deja mă tem că mare parte din înțelegeri sunt făcute și dealul nu ne este favorabil. Consider că nu este așa. Avem o țară bogată, avem un produs intern brut care ne permite să ne axăm în fiecare an pe un segment. Partidul Mișcarea Populară își dorește să devenim o națiune puternică, să rămânem o națiune puternică, să nu ajungem în anul 2050 cu 16 milioane de locuitori. Eu personal îmi mai doresc un copil, al doilea copil, și an de an mă gândesc dacă îmi pot permite educația lui. Îmi doresc foarte tare ca în Dâmbovița să existe creșe și grădinițe, unde eu să-mi văd de politica mea, iar copiii mei să meargă la creșă, la grădiniță și să știu că totul este în regulă. De ce nu putem face lucrurile astea? Sunt niște de ceuri atât de aberante încât... Devin întrebări retorice. Devin întrebări retorice, aveți dreptate, da. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim în partea a doua acestei ediții cu obiectivele propuse de PMP în condițiile în care va ajunge să facă parte din partidele care vor alcătui guvernul. Revenim imediat.